Suntem la ultima sesiune din această după-amiază. Este cea mai scurtă sesiune, cred, din tot ce a fost până acum. Vom vorbi și vom studia despre predicarea expozitivă ca semn al unei biserici sănătoase. O biserică adevărată poate să nu predice expozitiv, dar o biserică sănătoasă cel mai probabil predică expozitiv, da? Vreau să faceți diferența între faptul că pentru a fi biserică adevărată este nevoie de evanghelie, de disciplină și de administrarea rânduielilor, dar pentru ca să fie o biserică sănătoasă este nevoie și de alte aspecte care au fost menționate până acum. Această sesiune se va împarte, va avea două părți. În primul rând vreau să ne uităm la câteva lucruri despre predicarea expozitivă și apoi să facem un test practic împreună ce înseamnă un pas preliminar care e necesar pentru predicarea expozitivă, adică studierea unui text. Predicarea expozitivă este răspunsul predicatorului la porunca lui Dumnezeu de a predica cuvântul. Ascultați solemnitatea acestei porunci pe care apostolul Pavel i-o dă lui Timotei, inspirată de Duhul Sfânt. Da? Spune așa: te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Îl duce în realități transcendente. Te rog fierbinte, propovăduiește cuvântul, lasă prostiile. Da? Nu mai spuneți ilustrații, nu mai încercați să manipulați, terminați cu gogomăniile. Predică cuvântul, propovăduiește cuvântul. Stărui asupra, lasă retorica de 2 lei. Da? Nu încercați să storci lacrimi și să sufle oamenii în batistă și să crezi că a fost prezența Domnului acolo. Propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui, asupra cuvântului. La timp, asupra cuvântului la timp și ne la timp, asupra cuvântului. Mustră, prin cuvânt, ceartă, prin cuvânt, îndeamnă cu toată blândețea și învățătură, da? Folosește cuvântul în toată activitatea ta de slujitor în adunare. Folosește cuvântul în toată activitatea ta de prezbiter. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și te vor bajocori pentru asta. Trezește-te, asta vor face. Vei predica cuvântul, te vor bajocori pentru asta. Vei predica expozitiv, te vor bajocori mai mult pentru asta. Și voi începe și vă voi spune deschis un eveniment la care am participat, în care într-o comisie pastorală înainte de potențiala mea ordinare care n-a avut loc niciodată, am fost întrebat de comisie dacă eu cred că predicarea expozitivă este singura predicare biblică. Și am răspuns prin a îndemna să răspundă profesorul meu de la master care era acolo și care mi-a predat predicarea expozitivă. Și fratele a spus, trebuie să predicăm expozitiv. Nu mai știu exact cum am formulat. Și el a spus, dar ce? Domnul Iisus a predicat expozitiv? Și fratele profesor a răspuns, Domnul Iisus Hristos a fost revelator a cuvântului Dumnezeu, nu doar expozitor. El a revelat Biblia, da? Noi predicăm ce a revelat El. Este o diferență. Eu nu sunt revelator de Sfântă Scriptură, eu sunt numai expozitor al Sfintelor Scripturi. Și, într-un fel ironic, sarcastic, unii oameni lovesc în această lucrare de predicare expozitivă. Nu pentru că ei nu pot să predice expozitiv. Și noi facem pe ei să se simtă prost că noi predicăm ci că e expozitiv, ce mari experți suntem noi în Scripturi și ei nu predică. Nu despre asta este vorba. Cine predică mai bine? Nu despre asta discutăm. Discutăm despre cine predică sau nu predică cuvântul. Asta este discuția. Predici sau nu predici cuvântul? Și predicarea expozitivă, în mod principal, se referă la predica tot cuvântul lui Dumnezeu la rând, în ordinea în care el a fost revelat de Dumnezeu. Nu trebuie să fii geniu, nu trebuie inteligență grozavă ca să faci lucrul acesta. Trebuie să fii chemat de Dumnezeu, să predici cuvântul lui Dumnezeu ca să faci lucrul acesta cu credincioșie. Să fie foarte clar. Să fie foarte clar, da? Când vă uitați la porunca aceasta solemnă care este dată lui Timotei, observați autoritatea care îi se dă în predicarea cuvântului. Te îndemn, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Adică ca și cum însuși Dumnezeu ți-ar spune, predică numai cuvântul. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile sau asculte lucruri plăcute și vor da învățături după poftele lor. Observați de asemenea nu doar autoritate, ci și prioritatea și activitatea principală continuă a prezbiterului, a predicatului. Propovăduiește numai cuvântul, la timp, la nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. În diferite forme, predică cuvântul. Predică cuvântul. Asta e prioritatea și activitatea ta continuă. Apoi observați exclusivitatea predicării cuvântului. Predică numai cuvântul, da? Sola Scriptura. Niciun predicator n-ar trebui să spună, domnule, nu știu ce să predic astăzi. Predică cuvântul.
trebuie să spui întrebări. Oare ce, nu știu ce să predicați? Predică cuvântul. Dacă te-ai hotărât să predici cuvântul și îl predici la rând, nu ar trebui să spui niciodată întrebarea asta. Te scapă total de stres. Păi, dar dăm niște ilustrații pentru mâine să dau. Dar despre ce predici? Mă, încă nu m-am hotărât. Tu habar nu ai pe ce lume ești, nu știi ce vrei să faci. Și sunt oameni de genul ăsta. Atenție! Atenție foarte mare! Predicarea expozitivă, atenție aici, predicarea expozitivă nu înlocuiește prezența, puterea Duhului Sfânt și necesitatea rugăciunii. Predicarea expozitivă nu înlocuiește necesitatea prezenței și a puterii Duhului Sfânt și necesitatea rugăciunii. Mulți dintre cei care au adoptat predicarea expozitivă au crezut că în ea însăși predicarea expozitivă face toată treaba. Mi-am bătut până acum capul și m-am rugat și tot am implorat prezența Duhului Sfânt în viața mea, dar de acum predic expozitiv. Total greșit. Total greșit. Cuvântul și Duhul merg împreună. Dumnezeu să ne ferească de pericolul acesta. Da? O altă întrebare la care vreau să răspund de la bun început este dacă există și alte tipuri de predicare biblică în afară de predicarea expozitivă, iar răspunsul meu este da. Cred că există, de exemplu, predici tematice și este o predicare biblică pentru că materialul de lucru este doar Biblia. Cred de asemenea că este o predicare biblică dacă ideile extrase sunt din Biblie și conform învățăturii Scripturii pe ansamblu. Este o predicare biblică. Cred de asemenea că este o predicare biblică dacă concluziile, implicațiile și aplicațiile sunt conform cu învățătura Bibliei. Dar n-ar trebui să te curci pe ureche din cauza asta și să faci doar predici tematice, cât ți-e mai ușor să faci lucrul ăsta. Da? Iei cuvântul stăruie, cauți mai multe versete cu stăruie și spui vreau să vorbesc astăzi despre stăruință. Stăruința în rugăciune, stăruința în cuvânt, stăruința în părtășia frățească, stăruința în frângerea pâinii. Am încheiat. Ești un leneș. Ești un puturos. Pune-te pe treabă și studiază cuvântul lui Dumnezeu. Da? Poți să faci lucrul ăsta câteodată? Da, asta am făcut noi acum. Am predicat tematic. Am vrut să prindem cât mai mult material despre un anumit subiect. Dar nu faci lucrul ăsta în continuu. Da? Care este temelia biblică? Unii se întreabă. Da, sună foarte bine predicarea expozitivă la rând. Care e temelia biblică? Ne spune Biblia să predicăm expozitiv? Nu predicați decât expozitiv. Scrie Biblia undeva lucrul ăsta? Nu scrie exact așa. Dar cred că predicarea expozitivă este cea mai biblică predicare pentru că înseamnă să fim fideli în totalitate, nu doar conținutului Scripturii, ci și în conformitate și în credincioșie față de modul în care a fost scrisă revelația biblică. Dumnezeu a vrut să scrie întâi în Efeseni despre predestinare și după aceea despre moartea spirituală și regenerare. Așa a vrut Dumnezeu. Iar fiindcă El așa a vrut, vreau și eu să prezint adunării tot în felul ăsta revelația. Da? Când predici expozitiv, ești consecvent cu modul în care a fost scrisă revelația, păstrezi echilibru și frecvența temelor și tonul pasajului. Dacă este pasaj de mustrare, mustru. Dacă este pasaj de încurajare, încurajez. Dacă cartea vorbește o singură dată despre dragostea lui Dumnezeu, o singură dată vorbesc. Dacă vorbește numai despre dragostea lui Dumnezeu, vorbesc numai despre dragostea lui Dumnezeu. Ca ăsta este echilibru pe care pasajul respectiv sau cartea respectivă îl stabilește. De asta predicarea expozitivă cred că este cea mai biblică predicare. Și apoi predicarea expozitivă este cea mai biblică pentru că cerința și așteptarea de la slujitor este să predice cuvântul și tot planul lui Dumnezeu. Cum să predici? Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Cum te-ai putea asigura tu ca slujitor că faci lucrul ăsta? Decât zici, domnule, o iau de un capăt și mă duc până la celălalt, ca să fiu sigur că am predicat tot ce-o vrut Dumnezeu. Ăsta e cel mai sigur mod, da? Nu să stai să calculezi, am predicat nu știu când versetul ăla, acum mă întorc. Da, și plus că fracturez revelația și modul în care Dumnezeu a prezentat-o. Predicarea expozitivă biblică în câteva principii. Vreau să vă dau câteva principii. Câteva principii. În primul rând, trebuie să expun, când predic expozitiv, expun textul din fața mea, nu altceva. Fraților, uitați ce spune Biblia. Uitați ce spune Biblia aici. Te rog fierbinte. Sunt mulți oameni care trebuie să roage fierbinte. Asta e aberant. M-am dus să spune în alt loc să ne rugăm fierbinte, da? Sau să ne iubim fierbinte și așa mai departe. Dar încep să aberez. Trebuie să rămân la textul din fața mea. Asta înseamnă predicare expozitivă. Ăsta e pasajul pe care l-am în fața mea. Rămân la pasajul ăsta. Da, da, Geneza spune nu știu ce. Noi știm că Geneza spune lucrul ăla, dar tu ai spus că ne predici de aici. Nu ne-ai mințit. Când ai citit din Efeseni și după aia te-ai dus de la Geneza la Apocalipsa, poate te-ai dus prin Apocrife și nu știu ce cărți eretice le-ai mai scris tu fără să te verifice nimeni. Da? În al doilea principiu, predicarea expozitivă înseamnă o relaționare a textului la context. Adică mă uit ce este înainte
Și la ce este după textul pe care eu îl predic. Eu le spun fraților, acum suntem la următoarea pericopă, la următoarea porțiune de text. Dar care e tema mare? Despre ce discutăm aici? Suntem la evrei. Despre supremația lui Hristos. La ce fază suntem în predicarea cărții evrei? Suntem și arătăm supremația lui Hristos față de îngeri. Acum următoarea secțiune este despre supremația lui Hristos față de Moise. Dar tot despre supremația lui Hristos vorbim? Asta este tema cărții. Despre asta discutăm. Trebuie să știe contextul. De unde venim? Și încotro te duci, da? Nu predicăm predici columbiene. Nu știu unde s-o duci, când s-o întors, nu știa de unde s-o întors, da? Habar n-avea de unde vine și unde se duce. Al treilea principiu, relaționăm textul la progresia generală a istoriei lui Dumnezeu. Și arătăm punctul în care ne aflăm în istoria biblică. Predicăm despre intrarea Domnului în Ierusalim. Domnul nu mai intră niciodată în Ierusalim. În felul în care a intrat atunci, să fie foarte clar călare pe măgăruș, da? Eu trebuie să arăt adunării, poate îți trag principii, cum au cântat copiii, cât de răi sunt farisei, nu știu ce principii extrag eu de acolo. Și că Iisus era Mesia, foarte bine, numai trebuie să arăt audienței care este punctul în istoria biblică, în metanarațiunea biblică, punctul în care se află pasajul din care eu predic, ca să nu creezi confuzie. Pentru că dacă eu îi duc în confuzie, ei vor începe să aplice lucrul ăsta. Dar la noi de ce nu intră Domnul în Ierusalim, frate? Că nu suntem în Ierusalim. Nu avem templu, nu suntem evrei și nu avem nici măcar măgăruș. De aia. Și Domnul a intrat o singură dată în felul acela. Dar trebuie să înțeleagă oamenii, altfel îi duce în confuzie. Și oamenii pun tot felul de întrebări pertinente pentru că n-ai predicat biblic cuvântul lui Dumnezeu. Alege astăzi cui vrei să slujești. V-am trezit, da? Sper. Alege astăzi cui vrei să slujești. Da! Suntem la întemeierea vecului legământ, nu la evanghelizare. De ce nu era la evanghelizare atunci? Să fie foarte clar, da? Da? Sau la reinstaurarea, sau la accentuarea din nou, sau la prezentarea din nou a Constituției Vechiului Legământ și era somat poporul. Să se aplece înaintea cuvântului Dumnezeu și să hotărească să asculte de Dumnezeu. 4. Predicarea expozitivă necesită o interpretare cristocentrică a textului. De ce? Vechiul Testament arată spre Hristos în prezent. Suntem sub domnia lui Hristos, însoțiți de prezența Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, iar Hristos este și în viitor cu domnia lui veșnică și noi suntem mireasa lui și vom domni împreună cu el. Hristos este totul. Predicarea expozitivă trebuie să fie în mod necesar cristocentrică. 5. Predicarea expozitivă înseamnă să descoperi scopul pe care Dumnezeu l-a avut când a transmis un text. Nu contează ce crezi tu că spune textul ăla. Nu contează. Frate, eu cred că textul ăsta spune asta. Nu ne interesează, nu contează. La propriu nu contează. Contează ce Duhul Sfânt a intenționat să transmită Efesenilor când a scris Efeseni 1. Ce a vrut Duhul Sfânt să transmită? Asta necesită studiu. Da? Asta necesită studiu. Să vezi ce, care a fost scopul lui Dumnezeu. Care a fost scopul lui Dumnezeu. Ce a vrut Dumnezeu să realizeze în ei. Și de obicei când te uiți la o carte vezi o parte doctrinară și o parte practică. Ți se arată că prin doctrina respectivă a avut să producă un efect în adunare. Și după aceea în partea practică să descoperă anumite probleme ale adunării, niște erezii, niște învățături greșite, niște comportamente greșite pe care Dumnezeu a vrut să le corecteze prin epistola respectivă. Vezi scopul, ce a vrut să realizeze, da? Pe lângă scopul a șaselea principiu trebuie să descoperi subiectul. Cum își atinge Dumnezeu scopul? Da? Să presupune o carte este scrisă, cum este cartea evreie, o carte este scrisă ca oamenii aceștia să nu se depărteze de Domnul Iisus Hristos, da? Unii dintre ei care cochetau sau se gândeau să întoarcă înapoi la iudaism, unii dintre ei care încă nu erau hotărâți să devină creștini, da? Asta vrea să realizeze. Cum atinge scopul ăsta autorul? Arătând că Iisus este mai mare decât acela la care vor să întoarcă ei. Vreți să vă întoarceți la îngerii mai mare? Crezi că Iisus este un înger? Nu, Iisus este mai mare decât un înger. Vreți să vă întoarceți la Moise? E mai mare. Vreți să vă întoarceți la sacrificiile Vechiului Testament? Iisus este cel mai mare sacrificiu. Vreți să vă întoarceți la Moise? Iisus e mai mare decât Moise. Vreți să vă întoarceți la ce? La mare preot? Iisus este marele preot. Singurul mare preot de acest fel. El este împlinirea, da? Așa și atinge scopul. Prin subiectul supremației lui Hristos. Eu trebuie să știu, când mă ridic la învon, eu trebuie să știu despre ce vorbesc. Asta nu știu. Hai să nu uităm ce o spune textul. Eu nu știu despre ce o să vorbesc azi, da? Aia nu-i predicare expozitivă. 7. Niciodată să nu rămâi la explicație. Explici perfect, m-am făcut vinovat de lucrul ăsta de multe ori, explic perfect ce au înțeles ei, audiența inițială din pasajul acela, dar uit că oamenii ăștia trăiesc în anul 2017, că n-au nici măgari, nici grâu, nici must, sau poate au unii. Da? N-au multe lucruri care erau în vremea respectivă și eu trebuie să aplic textul ăsta de la explicație, trebuie să mă duc la aplicație.
să le arăt cum se potrivește pentru ei, ce impact trebuie să aibă în viața lor pasajul acela, da? Arăți ce o înțeles audiența inițială, dar arăți și cum se potrivește ție lucrul acela. 8. Interpretează textul într-un mod evanghelic. Ce înseamnă să predici evanghelic? Să predici unor oameni care au primit Evanghelia. Adică, nu predici, dacă predici, de exemplu, din epistole, din partea practică, tu nu ne dai niște sfaturi, un set de reguli sau sfaturi etice, ci trebuie să arăți întotdeauna cum se relaționează acele lucruri la contextul larg. Nu doar al cărții, ci al legământului în care funcționează. Noi suntem sub Evanghelie, noi suntem în nou legământ, noi suntem sub sângele Domnului Iisus Hristos acum. Suntem răscumpărați, suntem iertați de păcate și pentru că suntem asta, uite care e etica pe care trebuie să o avem. Care sunt regulile, legile la care trebuie să ne supunem. Dar ne supunem lor cu un spirit evanghelic. Noi suntem deja mântuiți. Noi încercăm să facem o performanță înaintea lui Dumnezeu și să vedem dacă reușim să ne mântuim până la urma urmei. Da? Și apoi vreau să vă arăt câteva beneficii ale predicării expozitive. Beneficii. Întreacă-t. Enumerăm și pe aia ne uităm la partea practică. Beneficii. Primul beneficiu este că predicarea expozitivă te scapă de stresul predicatorului care nu știe ce să predice. E sâmbătă seara și încă își frământă capul. Ce să predic? Pasajul care e la rând. E un beneficiu foarte practic. Mulți se frământă cu lucrul ăsta. În facultate ne învățau cum să ne programăm dinainte, să ne gândim la nu știu ce serii, nu știu ce. Nu, domnule, ia Biblia și predic-o. Ai scăpat de tot stresul. Nu trebuie să-ți frământi mintea absolut deloc. Ăsta e textul următor, da? 2. Predicarea expozitivă protejează predicatorul. Dacă eu mă duc și mâine dimineață, dacă aș veni în adunarea asta și eu nu mai predic despre din evrei, da? Mâine cina, voi predica un pasaj de cină pentru că este continuarea conferinței, dar dacă n-aș predica în continuare despre evrei și aș predica despre, să presupunem, despre minciună. Și cineva din biserică are probleme sau a mințit și ei știu, sau el știe că eu știu că el a mințit. Ce o să înțeleagă el? Ăsta vrea să-mi dea palme public, asta vrea să facă. Eu-s calificat să predic din textul ăla pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. El dacă e pocăit ar trebui să spună: eu păsat de mine și uite, bine că nu mi-a spus numele public. Știi? Sau putea să-l spună ca să știe tot și el să mă ajute, ca să nu mai mint. Da? Dar oamenii se vor gândi: mă, ăsta are o agendă personală. Ăsta pur și simplu își urmărește ideile lui. Da? Nu, mai devreme sau mai târziu ajunge și la curvie și la minciună și la furt și la toate celelalte pentru că predicăm Biblia la rând. Și voi ajunge și la probleme care se găsesc în viața mea. 3. Predicarea expozitivă, deci te protejează. Omul ăla va refuza să primească cuvântul tău, el când știe, el știe, el îți poate uita acasă. Vine textul despre hoție. Eu știu ce credeți asta despre evaziune fiscală. Nu mă duc mâine dimineață la adunare. Și dacă nu vii la adunare, știi foarte bine, ai încurcat-o, că trebuia să vii la adunare, da? Dar tu știi ce o să predice el mâine dimineață. Tu știi, știi exact. 3. Predicarea expozitivă ajută predicatorul să-și îndeplinească slujba de a predica tot planul lui Dumnezeu. Da? Predicând totul la rând. Predicând totul la rând. Cum predici tot planul lui Dumnezeu? Păi, predicarea expozitivă te ajută să predici tot planul lui Dumnezeu și te ferește de ispita evitării unor subiecte grele. Să fim sinceri, toți avem subiecte pe care le citim în Sfânta Scriptură și care sunt greu de înțeles pentru noi. Toți. Și ispita este să le eviți. Predicarea expozitivă nu îți dă. Te pune la treabă. Trebuie să-ți bați capul, să consulți, să întrebi, să discuți și să rezolvi lucruri care nu ți-e clar. Subiectul care este greu pentru tine. Te obligă la lucrul ăsta predicarea expozitivă. Predicarea expozitivă te ajută să fii curajos și să treci peste acele bariere emoționale pe care le ai în sufletul tău datorită faptului că predici un mesaj greu de digerat pentru audiența sau cultura respectivă. Sunt unele lucruri pe care îmi sunt greu să le predic, pur și simplu. Mi-e greu să le predic. Știu că e cuvântul lui Dumnezeu, sunt de acord cu el, nu am tot curajul necesar ca să fac lucrul ăsta. Textul a venit la rând, n-am ce face, trebuie să mă ridic și să predic textul ăsta. Asta este. Câteodată am spus, frate, nu pot să predic despre lucrul ăsta, n-ai vrea să predici tu partea asta tu de text? Dar textul mă obligă, trebuie să predice cineva textul ăla, că e la rând. Da? Frații se așteaptă, dacă aș sări trei versete, dar de ce sări versetele alea trei? Și normal să te întrebe, da? Lucrul ăsta îți dă curaj. Stau sub autoritatea cuvântului Dumnezeu, trebuie să-l predic Domnului. Predicarea expozitivă mă ajută la lucrul ăsta. Te obligă să predici pasaje obscure pe care nu le consideri atât de importante. Primul păcat e că crezi că nu sunt importante, da? Și dacă crezi că nu sunt importante, predicarea expozitivă te ajută să-ți corectezi ideea asta. Că Dumnezeu nu revela nimic neimportant. Predicarea expozitivă te forțează să studiezi pasaje care provoacă sau contrazic
anumite aspecte din teologia ta. Descoperi la un moment dat, wow, este versetul ăsta în Biblie. Dar să nu prea se potrivește cu ce cred eu. Ok? Poate nu îl înțelegi bine la prima vedere și se potrivește cu ce crezi tu? Sau poate chiar demontează ceea ce crezi tu? Și tu ai ignorat în mod voit anumite pasaje din Sfânta Scriptură. Da? Și este cineva care te ajută la lucrul acesta. Predicarea expozitivă te aduce în fața multor pasaje pe care le ocolești pentru că confruntă păcate personale sau prieteni apropiați. Câți dintre noi nu știm tipuri din astea de predicare? Să lovesc anumite partide din biserică, da? Sau să, prin predicare, să evită întotdeauna păcate care mă reprezintă pe mine, familia mea sau cercul meu apropiat. Nu predicăm. Să știe foarte clar, ăsta nu predică niciodată despre asta pentru că are în familie un caz de. Nu, predicarea expozitivă nu te poate salva de lucrul ăsta. Nu te poate salva. Predicarea expozitivă stabilește echilibru în predicare. E foarte important aici. La ce mă refer? Stabilește echilibru, de exemplu, în tonul predicării. În tonul predicării. Când citești un pasaj de încurajare, de mângâiere, când se mângâie, este mângâiată audiența prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Tu nu poți să... Dumnezeu vă iubește, mă, răilor ce sunteți. Da? Pasajul nu are tonul ăla. Eu trebuie să-mi schimb tonul, să simt tonul pasajului și să spun fraților, uite, ăsta e cuvântul de mângâiere. Wow! Fratele Andrei a avut... Nu prea se potrivește tonul, poate, dar a încercat. Uite, a simțit tonul pasajului. Fiecare pasaj are un ton. Acolo, nu vă imaginați Scriptura scrisă așa ca mecanic. Puc, s-a oprit. Nu, dar fluctuează acolo. Fluctuează tonul. Predicarea expozitivă stabilește echilibru și în ce privește frecvența cu care predici un anumit subiect. Dar și te ferește de dezechilibru specific nouă de a predica subiecte care ne sunt la îndemână. Fără să-ți dai seama, la un moment dat vei predica mai mult despre anumite lucruri. Când predici expozitiv, nu prea mă interesează, tot aș mai predica la frază despre predestinare. Nu, textul nu e despre asta. Rămâi la pasaj. Da? Predicarea expozitivă te ajută să păstrezi echilibru și în ce privește prezentarea caracterului lui Dumnezeu. Aici e foarte important. Cele mai mari distorsiuni și falsa închinare vine din distorsionarea caracterului lui Dumnezeu. Și distorsionarea caracterului lui Dumnezeu când eu predic poate în mod abuziv mânia lui Dumnezeu. Predic în mod abuziv și exagerat dreptatea lui Dumnezeu. Predic în mod exagerat dragostea lui Dumnezeu. Dar dacă eu predic Biblia la rând, de câte ori Biblia vorbește despre dragoste? Vorbesc despre dragoste. Dacă vorbește despre dreptate, vorbesc despre dreptate. Dacă vorbește despre providența generală a lui Dumnezeu, harul pe care îl are pentru toți oamenii, harul general, asta fac și eu. Dacă vorbește despre harul specific, asta fac și eu. Da? Îți stabilește frecvența cu care predici atributele lui Dumnezeu. Un dezechilibru care se află în cea mai multă predicare, chiar dacă oamenii sunt bine intenționați. Ei nu vor să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu, dar distorsionează în fiecare duminică. Ei nu vor să facă lucrul ăsta, dar asta fac. Uită-te la frecvența cu care Pavel vorbește despre anumite atribute ale lui Dumnezeu, despre anumite subiecte. Predicarea expozitivă este modul natural de a expune textul așa cum a fost scris și intenționat să fie citit de audiența inițială. Asta este predicarea expozitivă, da? Pavel nu a să aștepta ca ei să aibă câteva versete preferate din Efeseni. Pavel, tu ai scris acolo mult. Versetul nostru preferat rămâne totuși din Ioan. Asta e. Tu ai confruntat ca multe lucruri aici, pe noi nu prea ne interesează. Dar nu ni se potrivește. Pe noi ne interesează ce o scris altcineva. Nu, el nu s-a așteptat că ei să sublinieze, să taie din Biblie, să sublinieze. Și zic că nu pe asta, nu asta ne plac, restul nu ne plac. Da? El s-a așteptat că ei să citească în mod natural, cum a fost revelat cuvântul acela. Da? Predicarea expozitivă îl ferește pe predicatori să folosească amvonul pentru o agendă personală. Niciunul dintre noi nu suntem feriți de o asemenea ispită. Să folosim amvonul pentru agenda personală. În multe adunări s-au întâmplat multe tragedii. Pentru că predicatorul, duminică de duminică, a folosit amvonul pentru agenda lui personală. Dacă a avut de bubuit pe cineva, a bubuit. Dacă a avut de transmis anumite mesaje subliminale, de cerut ceva, a făcut lucrul ăsta. Și vedem peste tot lucrul ăsta. Deschide YouTube-ul, dă la întâmplare și ai să vezi. Oamenii folosesc răfuielile lor, problemele lor, ideile lor sau unii dintre ei chiar vorbesc despre problemele lor personale. El își predică lui însuși la amvon. Da? El cu sine însuși acolo și audiența spune, da, ne milă de tine, dar nu știm de ce nu te-am plătit ca să ne predici despre ce probleme ai tu. Dacă te putem ajuta, spune-ne, dar
Hrănește-ne din cuvânt, nu? Avem și noi nevoie de lucrul ăsta, da? Așa a revelat Dumnezeu voia lui. Predicarea expozitivă asta înseamnă. Predic așa cum Dumnezeu a revelat voia lui. Asta e o definiție scurtă. De asta predic Biblia așa. Cred că Dumnezeu a revelat-o cu un rost în felul acesta și de asta predic Biblia în felul acesta. Predicarea expozitivă învață audiența și învață pe oameni prioritatea cuvântului, exclusivitatea autorității cuvântului și necesitatea absolută a întregului cuvânt. Cum pot eu să-i conving pe frați că toată Biblia e importantă? Cel mai simplu mod e să predic toată Biblia. Și să le arăt că toată Biblia este importantă. Cum pot să-i conving pe frați că doar Biblia este autoritatea ultimă? Supunând toate lucrurile în fața adunării la testul cuvântului lui Dumnezeu. Cum pot să arăt adunării că Biblia este necesară în mod absolut? Arătând că pentru fiecare problemă Biblia are principii și răspunsuri, da? Stau totdeauna sub cuvânt, sub cuvânt. Ăsta e cel mai bun mod de a face. Este un analfabetism biblic astăzi, pentru că predicatorii sunt analfabeți. Sau nu pentru că sunt analfabeți, poate nu sunt analfabeți, cunosc Sfânta Scriptură, dar n-arată lucrul ăsta audienței. Și asta este o problemă gravă. Ei sunt primii responsabili, da? Predicarea expozitivă duce, și ăsta e ultimul argument pe care vi-l dau, ultimul beneficiu, ultimul efect, duce la o dezvoltare echilibrată a adunării. Dacă eu evit să dau copilului meu anumite componente esențiale de care el are nevoie ca să aibă o creștere sănătoasă, copilul ăla va crește deformat. Și eu dacă l-aș vede că crește deformat, dacă m-am dus și am făcut un test de sânge și spune copilul ăsta e dezastruos la punctul ăsta, trebuie să vă ocupați neapărat. Copilul ăsta poate să îmbolnăvească în orice clipă de nu știu ce boală de care nu v-a scăpat tot restul vieții. Ce-i dați de mâncare? Păi de numai asta. Greșit. Trebuie să diversificați alimentația. Copilul după câteva luni de zile trebuie să ești obligat să diversifici alimentația ca să se dezvolte echilibrat. Ca biserica să se dezvolte echilibrat, trebuie să se predice despre toate lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să faci mai bine lucrul ăsta decât prin predicarea? Expozitivă. Și acum, în ultima parte, aș vrea să ne uităm la un text din Sfânta Scriptură, la Efeseni capitolul 1, că e primul capitol, da? Trebuie să predicăm expozitiv, să luăm de la început. N-avem timp să parcurgem toată epistola, dar o luăm de la început, că așa a revelat Dumnezeu voia lui în Efeseni, în cartea Efeseni. Și aș vrea să vă arăt un pas preliminar esențial care stă în spatele predicării expozitive. Un model de a studia textul. Și vreau să fac lucrul ăsta pentru toți care sunteți aici. Sunteți și persoane, sunteți surori care nu o să predicați expozitiv niciodată, cel puțin nu în biserica asta. Și totuși aș vrea să vedeți felul în care studiem cuvântul lui Dumnezeu. Cred că toți care suntem aici avem interes de a înțelege Scriptura. Da? Și într-un fel o să vă duc în bucătăria unui predicator. Puțin vă dau de acolo, da? Cred că sunt câteva lucruri pe care avem nevoie să le învățăm fiecare. De exemplu, când privesc un text, eu personal, îmi așez textul pe o foaie. Fie că e electronic, fie că este scris de mână, depinde cum, da? Îmi așez textul, eu numesc lucrul ăsta de agramare gramaticale, așez textul în așa fel încât să observ relația dintre propoziții. Da? De exemplu, ascultați. Spune Pavel așa, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Este, îl binecuvântează pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și ascultați. Care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești? Întrebare, vreau să comunicați cu mine, da? De ce binecuvântează Pavel pe Domnul nostru, pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? De ce? Că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Ați observat relația dintre cele două propoziții. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat pe noi. Relația dintre cele două propoziții este stabilită prin cuvântul care de aici, din versetul 3. Care? Care cuvânt? Care? Binecuvântat să fie Dumnezeu, prima propoziție, care ne-a binecuvântat. Noi îl binecuvântăm, El ne-a binecuvântat pe noi, da? Și îmi pun lucrul ăsta pe o foaie, să văd diferența. Prima dată vorbește despre ce facem noi. Dar noi facem lucrul ăsta pentru că El a făcut ceva față de noi. Și îmi pun propozițiile astea două și deja ai o idee absolut superbă de predicat. Prima idee din textul ăsta. Că noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu doar pentru că El ne-a binecuvântat întâi pe noi. Dar vrei, nu vrei, ajungi din nou la calvinism, nu? Dumnezeu inițiază, nu la calvinism, la teologie biblică. Dumnezeu inițiază, da? Și arminianism în ultimă instanță spune că Dumnezeu inițiază dând har preliminar. Asta e Sfânta Scriptură. Dumnezeu inițiază, iar noi răspundem. Închinarea este un răspuns la ceea ce a făcut Dumnezeu față de noi, da? Așez și fac asta cu tot textul. Fac asta cu tot textul ca să-l văd în fața ochilor, da? Care
Ce fel de relație este între propoziții? Care se leagă de care și cum? Da? Fac lucrul acesta. Al doilea lucru pe care eu personal îl fac este să delimitez propozițiile. Delimitez propozițiile prin verbele pe care le vezi în text. Da? Binecuvântat să fie este o acțiune pe care o fac eu pentru că el ne-a binecuvântat. Este a doua acțiune. Da? Sunt două propoziții. Văd că sunt două propoziții acolo. Văd de elementul de legătură. Îmi delimitez propozițiile. După ce am delimitat propozițiile, stabilesc tipul propozițiilor. Tipul propozițiilor. Da? Sunt propoziții principale, propoziții secundare. Propozițiile secundare, foarte simplu, nu sună bine singure. Dacă eu aș începe și spun biserica care este la Zalău. Ok? Ce cu biserica care este la Zalău? Lipsește o propoziție principală de acolo, da? Lipsește o propoziție de acolo. Nu sună bine, da? Nu stă în picioare propoziția aia. Dar dacă eu spun, de exemplu, binecuvântat să fie Dumnezeu, are logică propoziția asta? Da, pentru că este o propoziție principală. Textul așa începe, stabilește propoziția de la bun început. Pasajul acesta care vorbește, de exemplu, despre predestinare este un pasaj doxologic, în primul rând. Este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Este o închinare. Așa e prezentată doctrina alegerii. În închinare. Pavel se închină înaintea lui Dumnezeu pentru anumite binecuvântări, printre care și alegerea. Este un pasaj. Și eu trebuie să-l prezint în felul acesta. Pasajul. Dacă vreau să fiu credincios textului. Nu să-mi urmăresc agenda mea personală. Este un pasaj doxologic. Când înveți doctrina alegerii, doctrina răscumpărării prin sângele Domnului Iisus, doctrina pecetuirii cu Duhul Sfânt, lucrul ăsta trebuie să te pună pe genunchi. Asta e prima aplicație evidentă a pasajului, da? De ce? Pentru că am văzut care este propoziția principală. Extrag subiectul pasajului și subiectul pasajului îl extrag din această propoziție principală, care stabilește cursul pasajului. Care stabilește cursul pasajului, da? De acolo extrag subiectul general, de acolo extrag subiect pe care în general îl calific într-un anume fel, da? Poate sunt multe pasaje în Biblie care vorbesc despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt foarte multe. În Psalmi, în Noul Testament, foarte multe pasaje în care apostolii, psalmiștii laudă pe Dumnezeu. Dar nu în fiecare pasaj laudă pentru aceleași lucruri. Pasajul ăsta îți limitează binecuvântarea că spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci vorbește despre binecuvântări. Sunt pasaje în care Dumnezeu e binecuvântat pentru binecuvântări materiale? Sigur, pasajul îți limitează binecuvântarea. Aici vorbește despre binecuvântări duhovnicești. Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu ni le dă nu duhovnicești în locurile cerești? Sunt de altă natură, materială, dar cu siguranță. Și atunci am limitat subiectul, binecuvântarea lui Dumnezeu, dar îl limitez prin ceea ce îmi spune pasajul. Binecuvântează pe Dumnezeu pentru anumite lucruri. Binecuvântările duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Și apoi, dacă am înțeles care e subiectul pasajului, pur și simplu încep să vorbesc despre ce spune textul despre subiectul meu. Ce spune textul despre subiectul acesta? Pavel pur și simplu începe să enumere ce binecuvântări ne-a dat Dumnezeu nouă credincioșilor care îl fac pe el să-l binecuvânteze pe Dumnezeu. De ce să-l binecuvânteze pe Dumnezeu că mi-a dat binecuvântări duhovnicești? Sau care sunt binecuvântările duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus pentru care noi ar trebui să-l binecuvântăm pe Dumnezeu? Păi ne uităm la una. Da? Cel puțin una. Ia auziți. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Să vă arăt că puteți să faceți predicare expozitivă fiecare dintre voi. La Emanuel a fost la un moment dat, când era teologie cu toate celelalte profile, da? Era împreună și surorile făceau homiletică și ermeneutică și așa mai departe și a fost un proiect de a pregăti predici. Cea mai bună notă a luat o fată la pregătirea predicilor. Da? Pe bune, adică a fost cea mai bună la pregătirea predicilor. N-au pus-o să predice frații, dar cel puțin în studierea textului și în pregătirea predicilor a fost cea mai bună. Asta a fost. Da? De asta e important să înțelegi, cel puțin se predice la copiii tăi. Sau poate să-l înveți pe soțul tău să predice. Dar ne ocupăm noi de lucrul ăsta, nu-ți fără nicio problemă. Bun, versetul 4 spune așa: în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Vă arăt un mod în care eu fac lucru, da? Am extras subiectul din pasajul, din versetul 4. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră care e subiectul. Despre ce vorbește Pavel în versetul 4? În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Despre ce vorbește? Despre alegere. A cui? A noastră. Cine a făcut-o? Dumnezeu, dar o iei de la început. Dacă textul vorbește despre alegere, încep să întreb. Ce spune versetul 4 despre alegere? Prima expresie, care este? Versetul 4, spuneți.
în El. Alegerea este în Domnul Iisus Hristos, da? Dumnezeu ne alege în Domnul Iisus Hristos. Când spui în, te referi la localizare, în cazul acesta o localizare spirituală. Ne spune foarte clar că e o localizare spirituală, da? La o locație spirituală. Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Care e al doilea lucru care spune, al doilea lucru, în El? Dumnezeu. Cine ne-a ales, da? Tot despre alegere vorbim. El ne-a ales în Hristos. Cine ne-a ales? Dumnezeu, autorul alegerii noastre. Care e următorul lucru care spune? Ne-a ales? Înainte de întemeierea lumii. Ce arată înainte de, când spui înainte de? Când ne-a ales Dumnezeu, da? Momentul în care ne-a ales. Când? Înainte de întemeierea lumii. Următoarea expresie. Casă. Ce-ți spune cuvântul, expresia casă? Scopul. De ce ne-a ales Dumnezeu? Doctrina predestinării duce la păcat. Ia întreabă pe Apostolul Pavel. Ne-a ales ca să fim? Sfinți. Ai dat-o fals. Stai jos, ai 4. 2, că 4 e notă mare, da? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. De asta ne-a ales Dumnezeu. Vedeți ce importante sunt prepozițiile sau cuvintele astea de legătură. În arată localizarea. Casă arată scopul. Înainte arată momentul. A scăpat un detaliu. Spune ne-a ales. Nu spune că a ales pe toți oamenii. Da? Pe noi ne-a ales. Vorbește la a întâia plural despre credincioși, da? Da? Despre credincioși. Unii zic că vorbește despre evrei. Dacă vorbește despre evrei, noi. În versetul 7 spune în el avem noi evrei răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Nu? Numai evrei. Unii zic că vorbește despre evrei. Numai în versetul 13 vorbește despre neamuri, unde spune și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului. Asta înseamnă că numai neamurile au auzit cuvântul adevărului, evreii nu. Da? Voi ați crezut în el, numai neamurile, nu? Voi ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt, numai neamurile, nu? Păi dacă se departajează în felul acesta. Sub nicio formă, da? Spune apoi în versetul 4, partea a doua, ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea lui după ce? Ce stabilește asta după ce? Am făcut lucrul ăsta după ce m-am trezit. Ce expresia după ce? Ce ți arată? O ordine. Unii zic, de ce vorbesc reformații despre ordinea decretelor lui Dumnezeu? Că Efeseni 1 vorbește despre ordinea decretelor lui Dumnezeu. Tocmai de aia. O ordine, o secvență. Înainte ca Dumnezeu să ne aleagă să fim sfinți, a făcut altceva. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. Absolut superb textul. Dumnezeu întâi a vrut să fim fiii Lui, după aia să reprezentăm cu cinste. E super textul. Dumnezeu n-a vrut să fii sfinți, să fii sfinți. Nu, El a vrut să fim fiii Lui întâi. Asta e o alegere sensibilă. Dumnezeu a vrut să fim copiii Lui întâi. Și făcea ales să fim copiii Lui, după aia a vrut ca să reprezentăm, noi copiii Lui să reprezentăm cu cinste, să fim sfinți. Dar eu nu mă voi duce bisericii, voi predica moralist tocmai din cauza decretelor eterne ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să fiți fiii Lui. L-a trimis pe Hristos ca să ajungem să se aplice acest decret al lui Dumnezeu de a fi fiii Lui. Noi suntem fiii lui Dumnezeu, fiindcă suntem fiii lui Dumnezeu, fiindcă am fost scoși din groapa de gunoi a lumii ăsteia, fiindcă noi cerșetorii, vagabonzii, mizerabili, stricați, am fost scoși de acolo și am fost făcuți fiii împăratului, fraților. Ce lucru glorios, suntem bogați, suntem îmbogățiți datorită împăratului. Haideți să ne purtăm cu cinste, să fim sfinți, că Dumnezeu după ce ne-a ales să fim sfinți, o zis, auzi, dacă tot ești fiul împăratului, n-ai vrea să te îmbraci frumos acum? N-ai vrea să te îmbraci frumos de acum? N-ai vrea de acum să mănânci numai la masa împăratului, să nu mai mănânci mâncarea mizerabilă pe care mâncai tu cu prietenii tăi? Și spui, ce Dumnezeu legalist! Vreau să mă îmbrac frumos! Și mă distram eu cu prietenii mei. Asta înseamnă că n-ai înțeles nimic din lucrarea mântuirii, absolut nimic. Deci ești pierdut. Trezește-te că ești pierdut. Și înțelegi lucrul ăsta numai din decretele lui Dumnezeu, pe care din veșnicie Dumnezeu le-a descoperit. Unii zic să nu ne ducem în misteriile lui Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu ți-a tras cortina și ți-a spus, uite-te! În veșnicie, ce am făcut? Astea sunt niște... Da, spune Biblia ceva despre ele, dar să nu ne băgăm noi. Păi Dumnezeu ne-a revelat ca să ne băgăm. El ne-a băgat deja acolo. A tras cortina. Uitați-vă ce am făcut din veșnicie pentru voi, da? Să arată secvența prin ce spune. După ce, în dragostea Lui. Ce arată dragostea Lui? Zice, în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. Ce arată dragostea Lui? Motivația. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Mulți vorbesc despre decretele lui Dumnezeu rece, acel decret oribil al lui Dumnezeu prin care a ales anumiți oameni. Dacă ai vedea pe cineva că s-ar duce să ia din orfelinat 10 copii să-i înfieze, ce crud e omul ăsta? Ce crud e? De ce n-a înfiat pe copiii ăia din Africa? Așa spui? L-ai respectat. Eu nu știu dacă aș putea, ai spune, eu nu știu dacă aș putea să iubesc un copil din orfelinat cum iubesc copilul meu. La asta ar trebui să te gândești. Te întreb, domnule, de ce a ales pe copiii ăia? De ce s-a dus ăla să facă lucrul ăla, da? Asta spune că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta din dragoste pentru noi. Ne-a iubit. Dumnezeu n-a dat, zice, ăsta e un Dumnezeu discreționar, așa, un Dumnezeu discriminator. Un Dumnezeu care dă cu zarurile. Rup, s-o nimeri și sorim pe aici. Nu prea merită, dar s-o nimeri. Nimeni nu merita.
Dumnezeu n-a făcut lucrul ăsta. El ne-a iubit din veșnicie. Vrei să mergi mai departe decât revelația biblică și să vezi de ce te-a iubit pe tine cu dragoste specială? Habar nu am. Habar nu am. Dar rămân la ce îmi spune textul. Zice, în dragostea lui a făcut lucrul ăsta, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Și unii zic, dar pe ce criteriu a ales Dumnezeu? Biblia nu spune, zice. Biblia nu spune. Unii zic, pe criteriul credinței. Dumnezeu s-a uitat pe culoarul timpului și a zis, eu știu că tu nu poți să crezi, dar măcar ai dorința să crezi. Da? Am lăsat o scânteie din veșnicie în tine, am pus-o în tine când ai fost creat, am lăsat-o de acolo, decretat-o să fie în tine și tu, scânteia aia dumnezească care e în tine, căutarea aia după Dumnezeu, cauți tu pe cineva, ai nimerit pe Buddha sau pe Allah, dar cauți pe cineva. Dumnezeu a văzut lucrul ăsta și a făcut ca să ajungă la tine Evanghelia din cauza că a văzut în tine. Este ceva bun în om, în mod esențial, zic unii. Și Dumnezeu a văzut lucrul ăla. Nu Biblia spune care este criteriul. Zice, după buna... Deci spune copilul, dar de ce să fac asta? Și tu îi spui. După regulile pe care le-am stabilit de o grămadă de timp în casa asta. Deci tu nu trebuia să mai pui întrebarea asta, la propriu. Că spui după, tu te duci la un criteriu pe care l-ai stabilit mai înainte. Asta spune textul aici. Ne-a rânduit mai dinainte, după, dar nu le place răspunsul ăsta. Criteriul alegerii lui Dumnezeu este buna, voia lui Dumnezeu nu este o voie rigidă, nu este o voie mecanică care funcționează arbitrar, spune că voia lui Dumnezeu este bună și spune că asta este plăcută lui Dumnezeu, bună plăcere a voii sale. Spune, dragostea lui Dumnezeu stă în spatele alegerii noastre și voia suverană a lui Dumnezeu. Îți place răspunsul? Păi nu! Îmi pare rău pentru tine. Îmi pare rău pentru tine. Biblia asta spune despre alegerea noastră ca să fim fiii lui și să fim sfinții lui. În spate a stat dragostea lui și în spate a stat voia suverană a lui Dumnezeu. Nu există nimic dincolo asta. Nu spune Dumnezeu te-a ales pentru că a văzut că tu o să le alegi pe el. Nu spune că el te-a ales și atât. Te-a ales după voia lui, spune. Da? Parcă e redundat. M-a ales după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a decretat ca să fiu al lui pentru că el așa a stabilit. Vede, dar nu-mi place răspunsul ăsta. Am înțeles că nu-ți place asta, spune Biblia. Da? Și apoi spune versetul 6, spre. Ce arată spre? Ce arată spre? Dar ce arată? Scopul, da? Scopul. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? De ce a făcut? Spre lauda slavei harului său. Nu a fost despre noi, fraților. Hai să fie foarte clar. Nu a fost despre noi. Deci n-a fost despre noi. Nu vom lăuda în veșnicie nimic altceva decât pe Dumnezeu. Asta se cântă în Apocalipsa. Pe mine mă afectează de fiecare dată într-un mod profund Apocalipsa, când toți își aruncă coroanele, toți încoronați de însuși Dumnezeu, toți își aruncă coroanele înaintea lui Dumnezeu și spune glorie lui Dumnezeu și mielului. El va fi singurul slăvit acolo. De asta a făcut Dumnezeu lucrarea mântuirii. Dacă te uiți în Efeseni capitolul 2, Pavel nu se poate abține să spună din nou lucrul ăsta. El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare, în veșnicie, nemărginita bogăție a harului său. Ascultă limitarea harului. Harul de la neamuri se va stopa, se va lua, sau cum spune. Auzi limitarea harului. Nemărginita bogăție a harului său. În bunătatea lui față de noi, credincioșii. Pentru noi nu există limita harului lui Dumnezeu. Ea este dată nelimitat credincioșilor, aleșilor lui Dumnezeu pe care El i-a ales pentru că i-a iubit și pentru că așa a vrut El. Și i-a mai ales dintr-un motiv. I-a ales ca să arate slava harului său. Nu știu că se va vedea slava ciudățenii lui Dumnezeu de ales numai pe ăștia. Nu va străluci toată veșnicia. Singurul cu care se va vedea în toată veșnicia va fi harul lui Dumnezeu față de noi. Ăsta lucru se va vedea. Iar noi ca răspuns la arătarea harului Dumnezeu față de noi prin faptul că ne-a ales din veșnicie, noi ca răspuns vom lăuda strălucirea harului Dumnezeu. Vom preamări pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. În veșnicie, dacă Arminius a crezut în Domnul Iisus Hristos și l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos, dar a fost eronat în anumite învățături, Arminius va fi calvinist în cer, să fie foarte clar. El va lăuda tot harul lui Dumnezeu. Și o să fie în cer o grămadă de arminieni, de luterani, de la oastea Domnului, ce o să mai fie oameni care și-au pus încrederea doar în Domnul Iisus Hristos, care au fost mântuiți în felul ăsta, în ciuda locurilor în care au stat și în ciuda filozofiilor pe care le-au avut, dar tot va fi un singur refren acolo. Mântuirea este a Domnului. Ne bucurăm că măcar în veșnicie ai ajuns și tu la concluzia asta. Spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui. Vedeți ce important este în studierea pasajului și în predicarea Scripturii și în expunerea Scripturii, oamenii să vadă lucruri pe care le vezi și tu nu să zici wow, de unde a scos ăsta lucrul ăsta? Este ceva acolo pe care tu nu-l vezi. Eu am citit printre rânduri. Nu. După înseamnă și pentru tine, după în înseamnă și pentru tine în. M-am
Am discutat cu cineva despre subiectul acesta la un moment dat și el spunea, în Hristos, neales, în Hristos înseamnă că neales din cauza lui Hristos. Acum i-am spus, dacă, du-te la pruncul meu de 3 ani, care avea 3 ani la vremea respectivă, așa de am ajuns la disperare, n-am încercat să explic ce înseamnă în. Unui om trecut de 40 de ani. Să-i explic ce înseamnă în. Și am zis, uite, du-te la Calvin și întreabă-l și spune așa, ți-am pus în casă sau ai în casă un cadou de la mine, să vezi ce o să facă el. Ce o să facă? O să suie pe scări și o să se ducă în casă. El știi ce înseamnă în? Că e o localizare, un loc în care s-a pus ceva. El asta înseamnă. Eu am fost pus în Hristos din veșnicie. Eu nu existam atunci. Noi nu credem în preexistența sufletului. Dar Tatăl ne arată Scriptura, i-a dat Fiului niște oameni. I-a pus în Hristos. El este reprezentantul lor federal. Da? Este reprezentantul lor. I-a pus în Hristos. I-a localizat în Hristos. Să fie ai lui Hristos. Da? Dacă nu înțelegi niște prepoziții simple în limba română, ce să mai vii să-mi spui tu mie că ai studiat nu știu ce dicționar, că tu nu știi limba română, tu nu știi ce înseamnă în, tu nu știi ce înseamnă spre, tu nu știi ce înseamnă după, Dumnezeu m-a ales după vederea credinței mele, pe baza preștiinței că a văzut credința mea. Tu nu știi ce înseamnă după, omule bun. Da, tu nu știi niște lucruri banale din limba română, nu din Sfânta Scriptură. Așa este o problemă, da? Este o problemă. Predicarea expozitivă cred că este un mod în care, ăsta e ultimul lucru pe care vi-l spun, un mod în care biserica este educată, ajutată să citească singură Sfânta Scriptură, să studieze singur Sfânta Scriptură. Nu să spună, da, ăștia predică expozitiv, am auzit de o predicare din asta super sofisticată, de genul SFE, escatologie din asta foarte complexă. Ce, noi nu putem, copiii noștri sunt pierduți. Copiii noștri sunt pierduți, frate. Nu! Nu, noi îți arătăm ție cum să faci lucrul ăsta, te echipăm pe tine și tu când îi vei explica copilului tău ce înseamnă că a fost ales în Hristos sau ce înseamnă spre lauda cu tare, poți să-i spui că ne-a ales, ne-a dat o binecuvântare ca să îi lăudăm pe Dumnezeu la fel cum tu îi mulțumești cuiva când ți-a dat un dar, da? Poți să-i explici copilul tău la 3 anișori, poți să-i explici niște lucruri care la prima vedere par foarte complicate și lucruri pe care oameni mult mai deștepți ca mine, mi-ar fi rușine să stau lângă ei, mult mai deștepți ca mine, poate mult mai pocăiți decât mine, poate mult mai sfinți decât mine, le-au ratat. Le-au ratat pentru că s-au apropiat de Scriptură cu anumite presupoziții, cu anumite lucruri colectate, luate din cultură, din filozofiile vremii și așa mai departe. Eu cred că aceasta este nu o citire naturală și clară a Cuvântului lui Dumnezeu, este o citire după intenția pe care Dumnezeu a avut-o cu privire la pasajul acesta. Dacă veniți la altă conferință, puteți să ne uităm, sunteți nemulțumiți că am început cu Efeseni 1, puteți să mergem mai departe și să... Nu zică cineva că n-am predicat expozitiv, nu? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să iubim predicarea asta, să învățăm predicarea asta și studiul de felul ăsta al Sfintelor Scripturi, ca să fim echipați cu toții, să facem cinste lui Dumnezeu în familie noastră, în biserici și în lume. Amin.